CSMS Iași, o echipă înconjurată de probleme. Un omagiu adus de jucătorii Petrolului, lui Henri Ginonso Helvere, jucătorul care a decedat în cursul acestei săptămâni, jucătorul celor de la Delta Tulcea. Vedem și brigada de arbitri, una nu cu foarte multă experiență. La centru este Iulian Dima, la cele două tușe. Recuperează Hamza, apoi deschide repede jocul în partea dreaptă. Bugema trece foarte bine, pasă pentru Hamza în careu. Hamza! Ce ocazie are Younes Hamza! A avut tot timpul din lume pentru a-și pregăti această minge. A încercat să-l surprindă pe Irimia cu un șut la colțul scurt. Foarte bună pătrunderea lui Bugema, care l-a depășit foarte ușor pe Vladu. Am văzut finalizări mult mai bune ale lui Younes Hamza de când a venit și despărțit. Minge lăsată pentru Bugema, continuă Guilherme în centru pentru Cojocnean, care și încearcă și el șutul. 20 de însă, câte una la fiecare poartă. Hamza și Tudor de la marginea careului, acolo Ionescu mai departe deschide pentru Mila. S-a lăsat pe spate însă Mila în momentul șutului. Este cea mai comună, dacă vreți, greșeala unui fotbalist în fața porții. Avea toată poarta lui Hamutovski în față. Zav de unul singur. Acum pasa în stânga și centrarea lui Guilherme. Younes Hamza! Gol Petrolul! Reluare simplă a lui Younes Hamza, care direcționează perfect această minge la colțul lung. Gol venit cu 4 minute înainte de finalul primei reprize. Centrare foarte bună a lui Guilherme. Vladu, cel mai apropiat om de Younes Hamza, nu cred că avea vreo șansă să câștige duelul aerian cu atacantul Petrolului. Oricum, distanța era foarte mare. Ghelegiu. Acum un atac al lui Younes Hamza, finalizare însă destul de slabă. Și în partea dreaptă, centrarea lui Jovanovic, Pătulea pierde în fața lui Galamaz și acum Straton, un șut foarte bun și este 1-1. Păcălit Hamutovski de traiectoria acestei mingi. Tocmai ce-l lăudam pe Straton, iată, l-a apărut poate pentru prima dată la faza de construcție și în poziție de finalizare, reușește să restabilească egalitatea. Încă o dată faza, Bugema cade acolo în duelul cu Ionescu, mingea sare cu ceva noroc la Straton și apoi capătă și un efect care îl păcălește pe Hamutovski. Nu cred că mingea a fost deviată. Până la urmă Jovanovic execută, însă mult peste poarta lui Hamutovski. Încă o dată execuția de mai devreme. Lovitură liberă pentru Petrolul, execută Bugema și pe spate, destul de periculos, a trimis Galamaz. A fost rea execuția. Mila, șutul lui Mila!
Este corner. Ocazie din nou importantă pentru Ieșeni. Un duel umăr la umăr, apoi ca orice fundaș, Tincu și-a luat adversarul pe piept, așa cum se spune în fotbal. Ima abia acum permite executarea și Marinescu înscrie. Este 2-1 pentru Petrolul. Și tribunele iau foc. Încep să zboare și diferite obiecte spre banca Petrolului. Minutul 88. Petrolul este foarte aproape de a treia victorie din acest sezon. Încă o dată execuția impecabilă a lui Marinescu. Ionescu vine puțin cam târziu această pasă. Ionescu, centrare bună, Pătulea, și este 2-2. Gol venit în minutul 93. Ce răsturnare de situație și ce nebunie de meci. Iașul a forțat în 10 oameni, a insistat și iată roadele. Vine această centrare cu piciorul drept al lui Ionescu. Pătulea, aproape nestingerit, reia de lângă Galamaz și Iașul obține primul punct din Liga 1. Se termină aici